Bună seara, dragilor! În această seară vă salutăm cu drag de la Tulcea. Astăzi mergem să îl felicităm pe domnul Costel și doamna Mitica. Nu este zi aniversară, totuși, fiul domnului Costel și doamnei Mitica, Tiberiu, a dorit ca prin intermediul nostru să le transmită gânduri bune, iar Doru, că n-a putut să ajungă anul acesta acasă, să-și vadă părinții, a dorit ca prin intermediul nostru să le transmită calde urări de sănătate și fericire. Vă rugăm să ne rămâneți aproape să vedem cât de mult îl putem surprinde pe domnul Costel și pe doamna Mitica. Să românile! Bună seara! Bună seara! Doamna Nichiforov? Da? Să românile, doamnă, de la surprize, surprize, Tulcea suntem. Și avem o mică surpriză pentru dumneavoastră. Domnul Costel este acasă? Domnul Costel nu este. Uite-l că urcă. Uitați-l. În spatele dumneavoastră. Iar dânsul ne-a deschis ușa. Îl așteptăm? Nu te uita la mine că eu n-am nicio treabă. Doamna Mitica, vă rugăm frumos lângă domnul Costel. Lângă doamnă, du-te acolo, da? Și frumos. Stimată doamnă, stimate nu domn. Nu contează că sunteți frumos. Noi, că sunteți cum spuneam, frumos. Suntem de la surprize, surprize Tulcea și mă numesc Traian. Noi de obicei venim la zile onomastice, la zile de naștere, dar mai venim să aducem și mulțumiri. Iar dumneavoastră, domnul Costel, doamna Mitica, din câte am înțeles, sunteți niște oameni deosebiți, oameni cu suflet mare. Și cineva a dorit să vă mulțumească pentru felul dumneavoastră de a fi. Bănuiți cam cine ne-ar fi trimis pe noi la dumneavoastră? Doar cei care știu și care am văzut că fac ce fac pe aici. Stimate doamnă, stimate domn, noi întotdeauna venim și cu ceva dulce, nu venim așa? Da, da, da. Cu un frumos tort, un buchet de flori pentru doamna, o sticlă de șampanie pentru domnul Costel, să o servească, să se bine dispună. Cu feciorul meu? Ei, da. Nu știm, adică noi știm, dar nu putem să vă spunem încă. Însă avem pentru dumneavoastră, avem o dedicație muzicală care cu siguranță o să vă ajute. Să vă dați seama, dacă nu vă ajută nici melodia, avem și o felicitare scrisă cu multă dragoste și mult dor. Dar mai întâi de toate să ascultăm melodia, de acord? Da. Înțeleg ce-i dragostea. Când privesc în ochii mamei, văd blândețea, liniștea. Mamă, tu mi-ai dat credință, mamă, tu m-ai ocrotit. Să nu știu ce-i suferința, tu ești înger pe pământ. Mulțumesc, mamă și tată, mulțumesc că m-ați crescut. Dragostea mi-ați dat-o toată, mi-ați dat tot ce ați avut. Mă închin în fața voastră, mă închin până la pământ. Să trăiți o viață lungă, să fiu cel mai fericit. Tatăl meu, un om cu minte, nu vorbește foarte mult. M-a îndrumat mereu în viață, el puternic m-a făcut. Îmi doresc
să fiu ca tata, bun și dur și înțelept, să-mi iubesc la fel copii și în oameni bun să cred. Mulțumesc mamă și tată, mulțumesc că m-ați crescut, dragostea mi-ați dat-o toată, mi-ați dat tot ce ați avut. Mă închid în fața voastră, mă închid până la pământ, să trăiți o viață lungă, să fiu cel mai fericit. Dragostea mi-ați dat-o toată, mi-ați dat tot ce ați avut. Mă închin în fața voastră, mă închin până la pământ, să trăiți o viață lungă, să fiu cel mai fericit. Să trăiți o viață lungă, să fiu cel mai fericit. Siguranța melodia a spus totul. Avem și o felicitare scrisă cu multă dragoste și mult dor, care zice cam așa. Dragi și bunii mei părinți, vă iubesc și vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru mine. Sunt un om fericit cu propriile viziuni despre viață, cu vise frumoase, cu inimă bună și capul plin de idei. Și toate acestea vi se datorează vouă, dragii mei. Voi ne-ați oferit o educație bună și tot ce e mai bun, doar ca să am o lume frumoasă și colorată. Vă mulțumesc! Vă doresc să trăiți mulți, mulți ani și o viață prosperă și, indiferent de vârsta pe care o am, o să vă cuprind de fiecare dată și o să mă bucur de zâmbetele voastre calde, cu multă dragoste și afecțiune, al vostru fiu, împreună cu prietena Jenny. Aceasta este felicitare. Da, am ghicit de prima dată? Deci fără să văd asta. Ați spus că e de la tine. Da. Dar mai avem o surpriză pentru dumneavoastră. Cineva s-a uitat aici la dumneavoastră și v-a privit tot timpul cu multă dragoste. Oare cine credeți? Cine poate fi? Fica mea? Fica mea. Mulțumim, acum am înțeles de ce ai zis. Ce să facem? Mulțumim pentru surpriză, chiar surpriză a fost. Mulțumim, mamă, mulțumim mult. Ne-am bucurat foarte frumos, foarte frumos. Da, 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 te-ai înghițit din prima. Da, da, mulțumim. Aia e foarte bine, am văzut că ai ghițit, dar nu știam acum. Da. Chiar pentru noi a fost surpriză. Da, Vă transmitem amândoi multă sănătate, multă dragoste, multă iubire, multă sănătate în continuare, toate ce nevoie. Dacă n-am ajuns să concepem, măcar atât. Da, ți-ai spălat, mamă, păcatele. În calar, mama, că a suferit din cauza asta, că n-aveți. Noi ne bucurăm că am reușit să vă înveselim puțin, să fim mesagerii fiului dumneavoastră. Vă dorim și noi multă, multă sănătate, toate cele bune și
Doamne ajută! Doamne ajută la toată!